O altă porțiune periculoasă este aceasta, pentru că spuneam, uitați poliție, tocmai ce am trecut pe lângă radar, cred că era. Într-un fel așa, bam, 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 bam. Numai drepte nu sunt. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi am început direct în mașină. Stați așa să mă dau pe dreapta, că vine unul tare. Suntem în drum spre Buzău. Mergem la Buzău, băieți. Mergem mai mult în schimb de experiență. Am cunoscut pe cineva acolo care face foraje, nu știu ce, ne-am dat în vorba alea. Și am zis, hai mă să merg să văd și eu cum lucrează omul ăla. M-am oferit să merg să-l ajut. Are un foraj de făcut. Deci astăzi o să facem un foraj și mergem la Buzău în schimb de experiență. Că mai am vreo oră. Sunt vreo 80 de kilometri până acolo, 90 de la București până acolo. M-am echipat complet, mi-am luat bocanci, mi-am luat și de schimb în casă că mă ud, ceea ce e foarte probabil să mă ud. Cam așa stă treaba, am plecat la ora 6. Da, la ora la care am plecat eu era foarte beznă și am zis să nu filmez cu GoPro din bezna aia, că nu prea se vede bine. Deci GoPro seara nu filmează bine. Și am așteptat un pic, s-a făcut ora 7 și acum e, începe să iasă soarele. S-a luminat și uitați ce bine, ce bine vede GoPro. Altceva, nu? Deci ce nu fac eu pentru calitatea clipurilor mele? Revenind după acolo, dacă se mai întâmplă ceva pe parcurs, cum v-am obișnuit, o să filmez. Dacă nu, nu o să filmez. Dar sigur o să mai întâmple ceva, o să vă mai arăt eu chestii și... Și eu voi opri camera aici pentru că nu am ce să vă arăt mai în față. Dar revenim. Tocmai ce am ieșit din afumat, n-a durat foarte mult, vreo 5 minute. Și... Voiam să vă zic că drumul ăsta spre Buzău e foarte frumos, pentru că e un asfalt așa bun și nu știu, parcă ai tendința să accelerezi mașina un pic mai mult. Și asta e o porțiune mișto, dar mai în față o să vă arăt mai multe porțiuni în care, opa, ăla nu știu dacă mi-a dat flash mie că e poliție sau i-a dat ăla din față, probabil că ăla din față. Dar pe aceste drumuri există riscul foarte mare să rămâi fără permis. Și eu n-am mai condus Mercedes-ul de ceva timp. Am condus numai Dockerul. Și acum că m-am urcat, mi se pare că e avion. Și tot așa am tendința să accelerez un pic și trebuie să am astâmpăr, pentru că nu vreau să rămân fără permis. Ia uitați ce asfalt bun este aici, fără niciun pic de gropicică și drept. Ce pot să cer mai mult? Zici că nici autostrada nu e așa. Ăsta e drumul și către țară la bunicii mei și îl știu, îl cunosc. Ia uitați că ăsta merge pe margine. Dar dă-te, frate, mai de pe margine de aici, că nu e bine. Și acum am intrat în șindrilița, prieteni, în șindrilița, iarăși este riscul foarte mare. Pot să vă zic și procente, peste 50% din cazuri sunt de viteză și se ia permisul în șindrilița. Atenție maximă. Da, ne, nu glumesc, nu știu, habar n-am. Dar știu că stă poliție multă pe drumul ăsta. Revenim. Spuneam, uitați poliție, tocmai ce am trecut pe lângă radar, cred că era. Nu știu, pe polul să pune radar, pe polul de poliție. Lăsați-l la comentarii dacă au, dar eu cred că au și pe ale. O altă porțiune periculoasă, astăzi vorbim numai despre străzi periculoase. Glumesc, dar pentru că sunt aici vă zic și de-astea. O altă porțiune periculoasă este aceasta, pentru că aceste patru benzi nu au aceeași lățime, înțelegeți? Iar pe banda pe care, uite, acum mă pun pe stânga, pe banda pe care eram eu este mai îngustă și când sunt tiruri trebuie să o depășești un pic pe partea asta la altă. Și mulți nu prea sunt atenți nici aici. Se fac multe accidente, drumul e bun, viteza e mare și accidentele sunt urâte. Iarăși trebuie să fiți atenți. Pa, ăla a dat flash, dar panicat acum, că-s numai radaruri, știu că-s radare multe. Radaruri, radare, cum mai va să spune. Vreau să-l văd pe radar. De aceea mergem încet. Bun, revenim. Hai să vă arăt o chestie tare. Nu știu dacă vedeți linia discontinuă cum e. E în toate părțile, frate, numai dreaptă nu e. Deci ăla care a tras alinele, cred că era beat. Uite și tu cum sunt. Deci chiar nu știu dacă se vede, dar sper să se vadă. Într-un fel așa, bam, 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 bam. Numai drepte nu sunt. Deci ăla care, dar eu știu că astea se trag cu mașinărie de aia. Ce naiba, n-au
setat bine mașinăria, a fugit asfaltul, ce... Să vede drumul ca naiba. Aia de pe centru n-am ce să zic, e dreapta. Dar asta... Asta ce scuză aveți, domnilor? 72 hours later. Și am ajuns în Urziceni, prieteni, tocmai ce am prins roșu. Parcă mai ai și pe mine cheful de școală când mă uit la ei. Dar după mă scutu repede și îmi revin. Dar nu știu, mă, parcă când erai la școală aveai așa timp mai mult, o lejeritate așa, n-aveai presiune pe cap că să faci bani, să alea. Ai ore. Te duci la ore, te întorci acasă, nu mai ai ore. Simplu. Să vă povestesc acum un pic despre acest drum. Este un drum bine asfaltat. Se prezintă în felul următor. Încetinim și trecem peste o cale ferată extrem de periculoasă, deoarece nu există bariere. Deci riscul de a trece trenul și de a face o... de a se provoca o catastrofă este mare, de aceea trebuie să fim atenți. Și bineînțeles, cum eu am ochii ageri, riscul de a se întâmpla acea catastrofă este foarte mic. Și în față, după cum puteți observa, domnul care m-a depășit să tot duce și să tot duce, dar eu nu mă duc după el, pentru că nu vreau. Aș putea să mă duc și eu, dar nu vreau. Și am mai observat ceva, nu știu ce naiba, dacă merg mai tare de 100, parcă simt ceva la... vibrează volanul un pic. Cred că nu e... ia, stai să-i dăm. 3, 2, 1 și... Acum o fi de nivelare sau... În atenția tuturor buzoienilor, în special al tău, Adelin, privește. Am ajuns! Deci dacă te uiți la vlogul ăsta, să adelinezi, să știi că vin peste tine. Atenție maximă. Nu mai fac mult, mai am un pic și vin. Ai grijă. Iar pentru ceilalți buzoieni, să știți că facem un fan meeting aici, la semnul ăsta. La Buzău, județul Buzău. Ne vedem aici. Lăsați-mi la comentarii cine e din Buzău, spuneți-mi cum se numește această stradă, că e foarte bine asfaltată. Eu n-am mai mers pe așa ceva până acum. Nu, acum lăsând Caterica la o parte, chiar e bine asfaltată strada. Se vede că e nouă. Acum să vedem cât o ține așa. Lăsați-mi la comentarii. De cât timp este această stradă reasfaltată? Că ăsta se pare că e beton, e asfalt nou. Și eu mai am un pic și ajung. Revenim. Gata, prieteni, am și terminat forajul. Doamne ajută, am terminat într-o zi un foraj. Mă rog, n-a fost mare, a fost la 30 de metri, dar important e că l-am terminat. Și acum m-am întors spre casă și uitați ce drum mișto, că tot vlogul ăsta se va numi ce drumuri mișto. Și acum am mers să iau de la un sudor niște coliere cu care ridic tubulatura și mă ajută să tubez. Le iau acum de la sudor și după merge spre casă. M-am luat țară, gata, nu mai trebuie aglomerație, merg liniștit. Fără aglomerație, fără stres, fără... Înțelegi? Spațiu. Foarte mult spațiu. Iau. Bun, revenind după ce iau cuplele alea, să vă arăt ce am luat. Gata, băieți, am luat și acele coliere sau cum naiba să... Jeți-le voi cum vreți, cam așa se prezintă. Arată belea. Nu mă așteptam să iasă așa bine, dar e maestru sudorul ăsta, chiar îmi place maxim cum lucrează. Deci de aici cuplele, deci de aici tragi cuiul, bam, se desface, intră tubulatura, ai închis-o, ai pus cuiul și ai plecat. Da, asta este. Și acum îi dăm drumul spre casă, băieți. Hai, mă, nu mai intră. Până să tocește un pic, intră mai greu. Și acum îi dăm drumul spre casă, suntem pe un câmp, bineînțeles, și îi dăm viteză, tată. Viteză... Glumesc, nu-i dăm viteză. Ne îndreptăm spre casă, în siguranță. Așadar, ăsta a fost vlogul, băieți. Sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să omorâți butonul ăla de like, să dați un share, să vadă toți prietenii voștri. Să vă abonați, bineînțeles, sper că asta m-ar ajuta și pe mine foarte mult. Iar până data viitoare, eu am fost Cristi și v-am pupat. Pa!